Ei sunt finaliștii, ei sunt învingătorii. Aplaudați-i, este momentul de vârf al apariției lor pe scena Cerbului de Aur 2009. Începem odată? Începem! Premiul de popularitate. Sau, cu alte cuvinte, recunoașterea dumneavoastră a publicului care a votat concurentul preferat prin SMS la 1388 în fiecare seară a semifinalelor Cerbului de Aur. Premiul de popularitate în valoare de 3000 de euro va fi anunțat și înmânat de domnul Dumitru Moroșanu. O distincție oferită de un mare domn, omul care a reînviat tradiția Cerbului de Aur după 20 de ani de pauză. Aveți un microfon? Iar aici? Dintotdeauna mi-am dorit să fiu în slujba voastră a publicului. Probabil că de aceea organizatorii mi-au cerut să înmânez eu acest premiu. Dacă acest premiu se va alinia conceptual deciziilor jurului, eu voi fi mulțumit. Unde e premiul? Unde este premiul? Pe cine anunțăm? Eu știu pe cine anunțăm. Chiar trebuie să-l anunțăm. Pe cel care a întrunit sufragile voastre. Și atunci, firesc, voi spune un nume care a fost pe buzele multora de aici, din arenă și din fața televizoarelor. Este vorba de Ovi din Norvegia. Ovi! Bună seara, Brașov, vă mulțumesc din suflet. Am crezut în piesa Dealul cu Dor de la început și vreau să-i mulțumesc domnului legendei muzicii românești, Mircea Baniciu, care a scris această piesă deosebită, și mentorului meu muzical din România, Virgil Popescu, care m-a susținut de-a lungul timpului. Vă mulțumesc din suflet. Am simțit din totdeauna că am fost poate undeva. Mulțumesc mult! Românii au votat Norvegia! Ovi a câștigat premiul publicului, premiul de popularitate la Brașov. Și aplauzele sunt deci întemeiate. The Popularity Award of the International Golden Globe Stag Festival goes to Ovi from Norway. Doamnelor și domnilor, urmează o altă distincție foarte dorită. Premiul special al juriului în valoare de 3000 de euro. Intră în scenă pentru a înmâna acest premiu domnul Ștefan Gheorghiu, membru al juriului din acest an. Ștefan Gheorghiu, președinte Creditam, gata să ne dezvăluie cine este câștigătorul premiului din partea juriului. Câștigător al premiului special al juriului este domnul Glenn Vila. Reprezentant al asociației care administrează drepturile de proprietate intelectuală ale artiștilor interpreți, sunt fericit să înmânez acest premiu unei mari voci. Mulțumesc! Preferatul juriului, Glenn Vela din Malta. Favored by the jury, Glenn Vela from Malta. Doamnelor și domnilor, organizatorii ediției din acest an al Cerbului de Aur reînvie tradiția din primii ani ai festivalului și oferă 3 trofee. Acum. Cerbul de bronz în valoare de 5.000 de euro va fi anunțat și înmânat de domnul Antero Paivalainen, muzician și membru al juriului de la Brașov.
Senyora Antero Paivalainen, v-am mânat prima distinție de podium. Good evening, Brasov. It's so good to be back here. I feel like Brasov is my second hometown because I have been here every year since 1992. I have attended every festival after that. Domnul Paivalainen a spus ceva ce înțelegeți cu toții. Brașovul este a doua casă pentru el pentru că a venit în fiecare an la Cerbul de Aur din 1992. Welcome home, sir. Thank you, sir. Thank you. So also I would like to use the opportunity to thank TVR and all the sponsors to make this great festival, very important festival, to come true. And I wish them strength to carry on forever. Chiar insist să traduc acest mesaj. Domnul Paivalainen mulțumește televiziunii române și sponsorilor care fac posibil acest festival an de an, care reprezintă o mare valoare. Cuvinte foarte importante care vin de la un om cu experiență în industria showbizului. Ok, let's get to the serious business. I have the honor to award the third prize. And this is also a very special moment for me. I think, you know, once in a lifetime I have this opportunity. So? I come from Finland, and the name of this artist in Finnish means Ovi. I mean, door. Ovi! 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 It's the third prize. Third prize, Ovi. This was a surprise. Ai o surpriză mare. Ce pot să spun? Sunt emoționat. În primul rând și eu vreau să mulțumesc televiziunii României care au organizat acest minunat festival și am avut ocazia să particip. Brașovenilor care ați fost minunați pe tot parcursul acestui festival. Juriul care mi-a acordat două premii, este chiar o surpriză. Și pot să vă spun că orice voi face de acum în cariera mea muzicală și în special în România va fi ca și cum aș fi câștigat premiul Cerbul de Aur oricum. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc mult! Mă simt mândru să fiu român. The winner of the bronze tag in Brașov, Ovi from Norway. Ovi, rămâi cu noi!